găsit la ultima ediție din acest an a emisiunii Buzzball. Sportul, din păcate, a avut poate cel mai mult de suferit în anul 2020, când pandemia ne-a afectat pe toți. Cu toate acestea, sportivii au făcut eforturi pentru a se antrena la sală, pentru că mișcarea înseamnă sănătate și performanță. Pentru ei, pentru sportivi. Avem și luna aceasta trei materiale la care am muncit împreună cu ai mei colegi din departamentul sport a redacției Buzz. Începem chiar acum cu un reportaj despre karate, pentru că am vrut să vedem cum au reușit micuții care învață să se apere, să se antreneze anul acesta. Karatele, ca orice sport, a avut de suferit în acest an, dar chiar și așa, sportivii și antrenorii s-au încăpățânat să se pregătească la sală pentru noi performanțe. Asta chiar dacă au fost nevoiți și ei, ca noi toți, să apeleze la măsuri de siguranță. În rând, ne s-a oprit activitatea în jur de 6 luni de zile. În pandemie au plecat, mai mulți copii au abandonat acest sport? În pandemie am avut câteva, să zicem așa, pierderi la copii, s-au lăsat câțiva copii, dar nu neapărat din cauza pandemiei, doar că am mutat antrenamentul de la școala 14 la sala aceasta și probabil și un pic din cauza costurilor, pentru că o trebuie să ridicăm un pic cotizațiile, am avut alte cheltuieli, dezinfectanți, nu știu, din astea de igienă, mai multe, mai lămpi UV. Clubul de karate Taekwondo pregătește copiii și tinerii pentru un stil de arte marțiale din Coreea și este și un sport olimpic. Cum îi ajută pe copiii acest sport, ne-a spus antrenorul Cătălin Chiriac. Ce ajută pe copiii acest sport? În primul rând, noi lucrăm cu majoritatea copiilor, lucrăm partea de disciplină și să-i scoatem de la tabletă, de la telefon, de la computer, să-i aducem către zona de mișcare. Clubul are în prezent 4 grupe de sportivi și numără circa 30 de copii. Micuții sunt încântați să facă acest sport. Exercițiile de încălzire sunt coordonate de unul dintre practicanți, iar când am fost noi prezenți pentru reportaj, acestea au fost conduse de Găbița, fetița din imagine. La antrenamentul de astăzi am văzut că ai fost lidera. Cum ți se pare să fii? Păi mie mi se pare foarte greu, dar am luptat foarte mult, să zic. E foarte greu să ajungi să conduci astăzi. De ce ai ales acest sport? Păi prima dată fratele meu am văzut că făcea și m-am interesat și eu și am încercat și după mi-a plăcut și mie. De cât timp practici? De cam un an. Ai premii de la concursuri sau altele? Am o diplomă și un medaliu de la un concurs care am participat. Cât timp practici acest sport? Fac aproape de un an și câteva luni. Fac din anul trecut, din septembrie. M-am antrenat mult, am avansat. Da. De ce ai ales acest sport? Să mă apăr singur. Mi-a plăcut acest sport pentru că este rapiditate. Trebuie să fii rapid, să ai atenție și trebuie să fii cumva, să ai 3 calități. Să fii rapid, să fii când auzi un sunet, agil și să ai forță. Ai primit ceva premii la concursuri sau? Da, am câștigat niște premii. A fost în decembrie, cred. Am făcut un schimb de cadou și am câștigat o diplomă și o medalie. Nu mai știu dacă am mai câștigat, dar cred că atât. De cât timp practici acest sport? De câteva luni. De ce ai ales acest sport? Sport destul de distractiv și educativ, într-un fel. Ai câștigat premii în timpul ăsta? Nu, încă nu. Clubul de karate Taekwondo poate fi găsit acum în sala de sport din spatele Palatului Copiilor, noua lor locație pentru desfășurarea antrenamentelor. 3, 4, 5, 6, 7...
fotbalul feminin a avut și el de suferit, iar Andreea Corduneanu, cea care a revenit la echipa de fotbal a României, după ce inițial s-a retras, ne-a povestit cum au fost antrenamentele pe Zoom. Ultimul meci din campanie cu Croația s-a anulat. Ce însemna pentru voi acest meci, mai ales că s-ar fi disputat chiar pe 1 decembrie? Bineînțeles, nu mai aveam șanse la calificare, însă meciul avea o semnificație aparte deoarece se juca fix de ziua națională a României, ne doream această victorie. Din păcate, situația nu ne-a permis să ne deplasăm în Croația. Suntem în continuare încrezătoare, sperăm că acest meci se va reprograma și vom putea să aducem o victorie pentru România așa cum ne-am propus. Cât de importantă a fost această campanie pentru voi? A fost foarte importantă deoarece ne doream o calificare la campionatul european. În 2016 am ajuns până la baraj, am fost foarte aproape, însă nu am reușit să ne îndeplinim acest obiectiv. Acum 2 ani te-ai retras de la echipa națională. Cum a fost pentru tine acea perioadă în care ai stat, să zicem, fără fotbal? A fost o perioadă foarte grea. Mi-a fost extrem de dor să revin pe teren, să fiu din nou în această atmosferă. Am încercat să găsesc alte preocupări, să fac totul ceva diferit, dar niciodată nu pot să compar fotbalul cu o altă meserie sau cu un alt hobby. Ce te-a făcut să te întorci la fotbal? M-au contactat cei de la Heniu, unde joc acum. Prima dată mi-au propus să merg doar la anumite meciuri sau când pot, să fac doar de plăcere, dar pentru mine nu există nimic cu jumătate de măsură, așa că am participat la toate meciurile, m-am antrenat aproape zilnic, apoi am prins și din nou echipa națională și iată-mă din nou aici. Cum au fost antrenamentele acum în pandemie? Au fost ciudate, deoarece a trebuit să facem tot așa pe platforma Zoom, sau a trebuit să ne antrenăm individual. Norocul meu că stau la curte și am putut să ies afară să mă antrenez în curte. Dar cu toate astea am încercat să ne adaptăm la ceea ce trăim acum și să ne ambiționăm și să mergem mai departe. Cum s-a desfășurat un antrenament pe Zoom? Am intrat toată echipa. Cine a condus antrenamentul a spus ce trebuie să facem, cineva a mai supravegheat ceea ce facem și așa s-au desfășurat cam toate antrenamentele. Care persoană te-a inspirat cel mai mult din fotbal? Nu pot să spun că m-a inspirat o anumită persoană. M-am inspirat mai mult din bibliografiile anumitor jucători și anumitor antrenori. Se apropie anul 2021. Ce așteptări ai de la acest an? Îmi doresc, în primul rând, să fiu sănătoasă, să continui mai departe ceea ce am început aici și să revenim oarecum la acel normal de până acum. Mulțumim! Mulțumesc și eu foarte mult! Încheiem ediția de sfârșit de an cu un material despre importanța mișcării de la vârste fragede și mai ales de ce e importantă fizioterapia la copii. Urmărim chiar acum un interviu cu Mihai Venedict de la clinica WorkTape Medical. WorkTape Medical, de ce acest centru la Botoșani și cui se adresează exact? WorkTape Medical este un concept pe care l-am creat în urmă cu aproape 5 ani. Am început de la 2 sedii în care am stat până anul trecut în vară. Anul trecut ne-am mutat în acest sediu în care se fac atât consultațiile cât și tratamentul fizioterapeutic. Am vrut să vin cu un concept nou, un concept care se traduce simplu, recuperare medicală binefăcută.
un concept axat pe nevoile pacientului, pe un tratament cât mai bun și mai eficient. În principiu, noi nu lucrăm pe bandă rulantă, individualizăm fiecare tratament, adică personalizăm fiecare pacient, tratamentul fiecărui pacient. În funcție de nevoi, lucrăm cu medici, cu fizioterapeuți și facem tot posibilul pentru a avea rezultate cât mai bune. Tot ca noutate, am adus foarte multe metode noi, care se folosesc în toată lumea, metode de recuperare medicale, atât la aparat, cât și metode manuale. Cât de importantă este mișcarea pentru un copil? Mișcarea este foarte importantă. Noi avem foarte mulți copii care vin la noi să facă kinetoterapie, adică gimnastică medicală. Kinetoterapia este o formă de sport, am putea spune, dar în același timp îi ajută pe copii și în anumite afecțiuni sau în deformări ale coloanei. Se poate face și preventiv, chiar dacă copilul, elevul nu are o problemă. În sensul acesta avem pachete specifice pentru copii cu foarte multe discounturi și chiar avem destul de mulți pacienți, clienți, copii. Majoritatea copiilor din ziua de astăzi sunt sedentari și din cauza statului pe telefon. Cum îi putem determina pe copii să facă mișcare? Într-adevăr, sedentarism este o problemă mare. Noi am avut un articol despre problema cu telefonul mobil, cu poziția telefonului. Este o problemă pe care noi încercăm să o combatem prin proceduri specifice de recuperare medicală, mai bine spus kinetoterapie, despre care am discutat anterior. Aici e o problemă, o discuție mai lungă, contează foarte mult și de educația din familie sau de la școală. Noi facem tot posibilul că atunci când un pacient ajunge la noi, pe lângă recuperarea propriu-zisă de la centru, să-i oferim și niște sfaturi, recomandări în viața de zi cu zi. Și noi credem că îi ajutăm destul de mult. Când și cum își dă seama un părinte care are nevoie copilul de fizioterapie? Chiar dacă un părinte nu-și dă seama dacă are nevoie copilul de fizioterapie, el poate veni la un consult la unul din medicii noștri și atunci putem vedea exact dacă sunt probleme care necesită recuperare medicală. În principiu, după cum spuneam, se poate face și preventiv. Kinetoterapia este o mișcare foarte bună. Dar și alte sporturi se pot face. Ce presupune? La kinetoterapie este un mare avantaj că pacientul, copilul, elevul este supravegheat non-stop de către un fizioterapeut și programul este diversificat, deci nu este ceva monoton. Ce presupune fizioterapia mai exact? Fizioterapia însumează mai multe terapii, mai multe proceduri, dintre care amintesc kinetoterapia, masajul terapeutic, dar și proceduri de electroterapie, cum ar fi curenți, tens, galvanic, diadinamic, ionizări și mulți alții, laser, ultrasunet, tecar. Noi avem și terapii noi pe care le-am introdus la noi în centru, cum ar fi terapia trigger point sau terapia fascii, fascic. Urmează să mai achiziționăm niște aparate noi începând cu 2021.
am mai achiziționat un sistem foarte bun de crioterapie sau de elongații cu diatermie și impulsuri. Deci mereu am adus terapii noi, terapii care funcționează și care sunt eficiente pentru secolul în care trăim. De ce e atât de importantă fizioterapia pentru un copil? Fizioterapia este importantă în momentul în care există o problemă pentru a rezolva acea problemă și pentru a reveni la o viață normală, dar, după cum spuneam, se poate folosi și preventiv pentru a preîntâmpina anumite probleme. Pentru ce probleme vin în general copiii? În general, sunt probleme cu statul în bancă. E o chestiune care momentan nu este de actualitate, dar oricum copiii petrec timpul și acasă, destul de mult într-un scaun sau la birou. Probleme cu coloana în general, cu statica, dar nu numai. Și cu mersul. Sunt foarte multe probleme cu care... Oricum, noi lucrăm cu orice tip de diagnostic ce este de recuperare medicală. Credeți că după această perioadă cu școala online vor fi la fel de mulți copii care vor avea probleme cu coloana? Da, vor fi, poate chiar și mai mulți, fiindcă la școală cumva erau coordonați de către profesori, erau cumva ajutați sau nu petreceau chiar atât de mult, aveau acele pauze între ore. Acasă, în schimb, controlul este mai mic, acum depinde și de părinții fiecăruia. Probabil vor fi în continuare probleme. Ce sporturi recomandați dumneavoastră copilor cu vârste mici? În primul rând recomand kinetoterapia, fiindcă este o mișcare, după cum am spus, adineauri pe care noi o supraveghem. Pe lângă faptul că ajută organismul în general, îi ajută și pentru partea medicală sau preîntâmpină anumite probleme medicale. Mai putem recomanda notul, după cum se știe, notul ar fi cam cel mai bun sport pentru un copil, nu solicită atât de mult articulațiile, dar și alte sporturi făcute moderate și atenție supravegheate. Asta e cel mai important, să fie supravegheat, indiferent de sportul ales, să nu fie făcut haotic și nesupravegheat. 2020 a fost un an de în care... De către un specialist, un antrenor. 2020 a fost un an în care copiii au stat mai mult în casă, deci au făcut mai puțin în mișcare. Probabil 2021 va fi tot cam la fel. Ce recomandare aveți pentru părinți și copii astfel încât să nu devină sedentari de la vârste atât de mici? Ar trebui ca fiecare părinte să-și îndrume copiii pentru a face un sport, să facă mișcare, să-și găsească un sport preferat. Sau, dacă nu, poate veni la un centru de recuperare unde poate face kinetoterapie, masaj, sub supravegherea noastră, a fizioterapeuților, a medicilor. Important e să încurajeze pe copii să facă sport, să facă mișcare și, de ce nu, chiar și ei, să fie un exemplu pentru copii. Unde poate duce sedentarismul? Sedentarismul poate duce la multe probleme, nu doar de oase sau musculare. Poate duce la multe probleme și metabolice, multe boli pot pleca din cauza sedentarismului. Sunt Iulian Rotariu și particip la cele mai dure ultramaratoane din lume. Pentru a-mi atinge țelul, este bine ca recuperarea înainte și după competiție să fie bine făcută. Ca și sportiv de performanță, bine să mă prezint 100% recuperat.
să pot să particip alături de ceilalți ultramaratoniști de nivel mondial, să pot termina cursa cu brio, să zic așa. Personalul foarte bine pregătit, oamenii cu studii de specialitate, drept dovadă, rezultatele mele evidențiază munca și pregătirea centrului și a personalului. Acest centru este recomandat atât sportivilor cât și oamenilor de rând. O recuperare bine făcută e binevenită și oamenilor în viața de zi cu zi, dar și sportivilor de înaltă performanță. Vă recomand cu toată încrederea Centrul Privat de Sănătate OrgTape Medical. Ce așteptări are Centrul OrgTape Medical pentru noul an? Noi ne dorim să evoluăm ca în fiecare an, ne dorim să devenim și mai buni. Avem un plan să achiziționăm niște aparate de ultimă generație, aparate unice în județ și chiar în zona Moldovei. Așa cum am făcut și până acum, să venim cu ceva nou mereu, de care pacienții să beneficieze, fiindcă tratamentele care erau în urmă cu 20-30 de ani nu mai sunt atât de eficiente în 2021. Deja vorbim. Facem cursuri de specializare, încercăm să creștem ca echipă și dezvoltare personală, facem și cursuri cu psiholog și încercăm să ne îmbunătățim activitatea. Deja am început să ne digitalizăm munca, să scăpăm de o mare parte din documente și lucrurile funcționează bine și vor fi din ce în ce mai bune, cu siguranță. Fiindcă există multă implicare atât din partea mea, ca și management, dar și din partea colegilor mei specialiști, fizioterapeuți, medici și nu numai. Ce vreau să precizez, urmează să achiziționăm un sistem deja plătit în avans, ca și un sistem de dezinfectare a aerului. Așadar, condițiile de aici vor fi 100% sigure. Emisiunea Buzzball s-a încheiat. Vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați, fiți cumpătați și faceți multă mișcare. Sărbători fericite și un an nou cât mai bun!